Salutare, prieteni! Vreau să vă dau o veste foarte bună, nu o veste, trei vești foarte bune. Priviți, am florit Drosera rotundifolia, adică urmează să înflorească. Aici avem Drosera anglica, care într-o zi două va înflori. Și aici, în colț, avem Drosera intermedia. După cum vedeți, toate trei plantele vor avea florile albe. Așa. Și, vreau să vă arăt diferența dintre Drosera anglica și Drosera intermedia. E mult, mult mai mare Drosera anglica decât intermedia. Probabil într-o lună voi primi din Cehia și Drosera exobovata. Cam astea ar fi cele care cresc la noi. Eu am plantele de pe site din Cehia și de la crescători. Se găsesc foarte greu, din păcate, Drosera anglica și Drosera obovata. Acum am găsit Drosera obovata și sper într-o lună, maxim două, să o aduc. Așa, ia uitați aici. Drosera rotundifolia. Deci că e paletă de tenis. Una lipicioasă. Vedeți? Tijele florale, că sunt de frumoase. Așa. Asta e minim laș din an care le țin.